O româncă în vârstă de 35 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul ei dintr-un oraș situat în nordul Italiei. Soțul femeii este acum căutat, fiind suspectat că ar fi ucis-o. Alarma a fost declanșată ieri după amiaza în jurul orei locale 5:30, după un apel de la rudele soțului ei, albanezul Avni Megje. Bărbatul, în timpul unui apel telefonic, ar fi anunțat faptul că trebuie să fugă pentru că este căutat. Ar fi plecat de la Bolzano cu mașina și telefonul soției sale și s-ar putea îndrepta spre Albania, țara sa de origine. În apartament, polițiștii au găsit cadavrul Alexandrei învelit într-o pătură. La fața locului au intervenit și criminaliștii și procurorul Claudia Andres. În apartament, polițiștii au găsit cadavrul Alexandrei învelit într-o pătură, iar la fața locului au intervenit și criminaliștii. Deocamdată, pista cea mai acreditată ar fi cea a feminicidului. Soțul ei, albanez, este de negăsit pentru moment și există semne importante de vinovăție asupra lui. Vecinii relatează certurile constante ale cuplului. Soțul, în ultimul telefon făcut fratelui său, care este adjunct la Verona, i-ar fi spus că trebuie să fugă în Albania. Victima lucra ca barmaniță într-un local din capitala Tirolei de Sud. Ancheta este încă în desfășurare, relatează știrdiaspora.ro.